No, mai departe, să nu stă. Să vă zic, este controlul de la mediu. A fost miercuri trecută controlul de la mediu și ăsta e controlul ăla de avertizare. Se dă timp de remediere și după data de 15 aprilie să vine în controlul care se lasă cu amenzi. Problema mare care o sesizată, ui cu lipsa foselor septice și că toată lumea are deversările prin șanță, pe afară, pe domeniul cu care pune cote și culmea că în urma discuțiilor avute la fața locului cu respectivilor, li se pare și normal că îți dau replici de genul când mi-i vini, doamnă, să-mi faci canalizare, atunci să vii să-mi întrebi de conducție. Deci ei oricum au obligația conform legii să-și facă fosă septică, nu ești obligat prin lege să le faci canalizare ca să n-aibă ei deversări pe domeniul public. Am avut un caz în Posnuș în care am înțeles, la numărul 22, domnul Mihai, care a avut o conductă foarte groasă cu fișalău de la Grad și și-o remedia situația și și-o făcut, l-a chemat să vedem. Dacă vrei, dacă nu vrei, așa. Deci unii nu înțeleg, atunci o să vină mediul cu amenzi și mi-a spus că amenzele lor încep de la minim 20 de milioane, cazurile ușurele și ajung la 200-300 de milioane. Încet, încet o să-ți acomodeze tot cu ulele. Așa, în Ardan, aceeași problemă. Da, cu urgerile, cu eu ceea ce solicit, că trebuie să le spunem ce trebuie să facă, iar cei care nu se vor încadra, trebuie sancționați. Și am înțeles că avem un precedent când s-au încercat să se aplice o amendă celui care a deversat la Prechinul, că pe de altă parte v-am spus, afară suntem Prechin, aici suntem, ne facem treaba. Și că nu au vrut să semneze domnul primar sau autoritățile care trebuie să semneze amenzi. Deci nu putem ca vicele să se ducă, consilierul să se zbată, să explice la un vicele, să aplice sancțiuni, iar cel care trebuie aparatul executivului, de ce nu s-a semnat? Deci, nu cunosc, deci. Așa. Ei nu știu oricum să le aduci că eu le semnez, nu e o problemă. Eu semnez ca martor la întomirea procesului. Corect. Înțelegi? N-am eu treabă cu ce-o constatat. Și nici sobi sau oricare... Persoana care semnează poate fi dusă la fața locului să-i sărăte care e situația. Și uite, asta e situația. Păi, aici e problema. Eu zic, dacă tot începem să facem curățenie, haideți să facem curățenie. Așa ne-a explicat doamna de la mediu că e procedura, o să întâi trebuie să-i amendăm noi. Da. Deci nu poate veni direct. Care nu s-a conformat, întâi amendează primăria și apoi noi, când ăla nu s-a conformat după termen. Asta pot să spunem că e o măsură antipopulară până la urmă. Da. Dar ca să scoatem căruța din tină, vorba tatăl unui consilier, trebuie să batem calul. Ori calul nu se-i placă că-l batem. Dar dacă s-a deversat în centrul satului, Tișălău, Pășanț, și s-a constatat de două, trei ori de către viceprimar și de către aparatul primăriei, nu putem refuza ca să-i semnăm amenda. Ca martor, ca... Nu contează care-i legea. Deci trebuie... O cam trecut vremea și o remediată în situația. Acum, dacă îi dau amenda, zice că am ceva nume personal.